La 8 februarie 1725, Rusia avea să intre într-o nouă eră, în care, timp de 70 de ani, va fi condusă, cu mici pauze, de femei. Premisele pentru ca acest lucru să fie posibil sunt create de Petru cel Mare, care în anul 1722, printr-un ucaz, dă libertate monarhilor ruși să numească un succesor indiferent de sex și este clar că acesta pregătea terenul pentru domnia soției sale, Ecaterina. Moștenitorul tronului, țareviciul Alexei, fiul său din prima căsătorie cu Evdochia Lopuhina, fusese omorât chiar de el însuși în 1718. Iar Piotr sau Petre, fiul Ecaterinei, murise în 1719. Pe linie bărbătească rămăsese doar nepotul său, fiul lui Alexei, dar varianta aceasta nu era de dorit pentru țar, plus că el era minor. De altfel, în noiembrie 1723, emite un alt ucaz prin care o încoronează pe Ecaterina ca împărăteasă a Rusiei, ceea ce îi permite acesteia să-i urmeze la tron. Dat fiind că scumpa noastră soție, împărăteasa Ecaterina, ne-a fost de mare ajutor, însoțindu-ne peste tot, asistând la toate operațiunile războinice din proprie voință, fără să manifeste slăbiciunea obișnuită a sexului său, am luat hotărârea în virtutea puterii pe care o exercităm să ne încoronăm soția, drept recunoștință pentru toate acestea, ceea ce se va face cu voia lui Dumnezeu în această iarnă la Moscova. Și s-a făcut. Evenimentul s-a produs la Kremlin și rochia împărătesei de catifea roșie tivită cu fir de aur este expusă și astăzi la Muzeul Kremlinului. Dar haideți să vedem cine era Ecaterina și cum ajunsese aceasta soție a lui Petru cel Mare. În videoclipul Istoria Rusiei de la Boris Godunov la Petru cel Mare, am arătat faptul că Petru I s-a îndrăgostit de o țărancă livoniană, Marta Skavronski. Livonia este un teritoriu din regiunea Baltică ce a aparținut în secolul XIII Ordinului Cavalerilor Teutoni, în secolul XVI Sfântului Imperiu German, apoi este invadat de ruși, care încearcă să-l cucerească pentru a obține o ieșire la Marea Baltică. Se alătură Poloniei și intră în Uniunea Statală Polono-Lituaniană pentru a scăpa de dominația rusă, dar în secolul XVII, în timpul regelui Gustav Adolf, este cucerit de Suedia. Petru I câștigă războiul ruso-suedez și încorporează teritoriul livonian Rusiei, unde va rămâne timp de două secole, fiind administrat însă autonom de nobilimea baltică germană, care și-a păstrat privilegiile, așa cum s-a stipulat în tratatul de la Nistad din 1721, încheiat între țarul Rusiei și Imperiul Suedez. După Revoluția Bolșevică din 1917, o parte a teritoriului livonian a fost preluat de Estonia, sudul de Letonia și o alta a rămas independentă. În 1940, țările baltice au fost invadate și ocupate de Uniunea Sovietică Stalinistă, pentru ca în timpul celui de-al doilea război mondial să facă parte din Reichskommissariat Ostland, aflându-se sub ocupație nazistă. După război, regiunea livoniană a intrat în componența URSS, sub forma Republicilor Socialiste Sovietice, fiind împărțită între Estonia, Letonia și Lituania, iar din 1991 se împarte între statele independente Letonia și Estonia. Întrebarea care se pune este până când? Și mă gândesc la evenimentele din ultimele două luni în care este implicată Federația Rusă. Dar să ne întoarcem la împărăteasa Ecaterina. Marta Elena s-a născut la 15 aprilie 1684 la Ringen, în Letonia suedeză, teritoriu care astăzi se află în componența Estoniei. Tatăl său, Samuel Skovronski sau Skavronski, era etnic polonez de religie greco-catolică, iar mama, fiica unui german baltic, Elizabeth Moritz,
care era de religie luterană. Cuplul a avut 5 copii, care au rămas într-o situație foarte dificilă după ce părinții au decedat ca urmare a epidemiei de ciumă din anul 1689. Marta Elena a ajuns prin grija unei mătuși în casa pastorului luteran din Marienburg, Johann Ernst Gluck, unde a slujit ca servitoare. Pastorul Gluck, un preot învățat, a tradus Biblia în limba letonă și a înființat primele școli în Livonia, în anul 1683, școli în limba letonă. Acesta avea 4 fiice și un fiu și sunt istorici care susțin că Marta Elena era mai mult decât o servitoare în casa acestuia și că familia o trata ca pe un membru, pastorul ocupându-se de educația ei ca și de cea a propriilor copii. Astfel că viitoarea împărăteasă a Rusiei ar fi învățat să scrie și să citească de la teologul Georg Soterius din Transilvania. Poate că așa a fost, poate nu, și Marta Elena a rămas toată viața o țărancă analfabetă, așa cum susțin mulți istorici. În 1702, aceasta avea 18 ani și era o tânără foarte frumoasă. Soția pastorului îi aranjează căsătoria cu un soldat suedez, căsătorie care nu a durat decât 8 zile, întrucât trupele suedeze sunt retrase din Marienburg și orașul este ocupat de ruși. Ne aflăm așadar în timpul războiului ruso-suedez. Pastorul Gluck este luat prizonier de ruși și împreună cu acesta și familia lui și Marta Elena. Pentru a scăpa cu viață, pastorul își pune la dispoziția ocupanților capacitățile sale de om învățat și ajunge în preajma comandantului forțelor ruse, contele Boris Petrovici Șeremetiev sau Șeremetev. Acesta îl trimite pe pastor împreună cu familia la Moscova, considerând că ar putea fi util ca interpret și o oprește pentru sine pe tânăra Marta, care rămâne cu el timp de un an, cât a durat campania acestuia în ținuturile suedeze. După cucerirea cetății Nienskans de la suedezi, contele este trimis în sudul Rusiei pentru a reprima revoltele cazacilor, iar în locul lui, la comanda armatei ruse, este numit prințul Alexandru Danilovich Menshikov, căruia îi rămâne frumoasa Marta Elena. Nu știm în ce calitate, întrucât prințul Menshikov era logodit și urma să se căsătorească, iar legătura între acesta și Marta va fi de încredere și susținere reciprocă pe întreg parcursul vieții celor doi. Să ne gândim în felul următor. Menshikov era bun prieten cu Petru cel Mare și ar fi putut să oprească pe Marta Elena cu gândul de a o introduce în anturajul țarului, acesta fiind cunoscut ca mare amator de femei frumoase. Ar fi o ipoteză plauzibilă. Dacă ne raportăm la moravurile societății ruse din acele vremuri și la profilul psihologic al prințului, care va fi ulterior implicat în multe cazuri de corupție, din care va scăpa cu ajutorul viitoarei împărătese Ecaterina. Cert este faptul că Petru cel Mare o întâlnește pe viitoarea Ecaterina în casa prințului și se îndrăgostește nebunește de aceasta. Ne aflăm în anul 1703, an în care Marta Elena se convertește la ortodoxie și își schimbă numele în Ecaterina Alexeevna. În anul următor era deja amanta oficială a țarului și îi dăruia acestuia un fiu, pe Piotr. Biografii lui Petru cel Mare spun că între cei doi a fost iubire adevărată. Țarul a construit pentru ei o căsuță de lemn pe malurile Nevei, în care se retrăgea după zilele obositoare în care gestiona treburile complicate ale regatului, ca orice bărbat care se întoarce de la muncă. Ecaterina îi gătea, aici se îngrijeau de copii, și aceasta a creat acolo pentru el o oază de liniște, un cămin. Legătura dintre cei doi a fost atât de puternică, încât nu suportau să stea prea mult timp departe unul de celălalt și Ecaterina l-a însoțit chiar și în multe campanii militare, dar și în a doua vizită pe care țarul a făcut-o în Europa.
și deși petreceau foarte mult timp împreună, au fost descoperite în arhivele ruse 223 de scrisori ale lui Petru cel Mare către Ecaterina, scrisori în care țarul își exprima grija și iubirea pe care o avea față de ea. A fost o relație care a întâmpinat și dificultăți, cauzate de infidelitățile țarului și, se pare, și ale Ecaterinei, dar încrederea care exista între cei doi nu a putut fi zdruncinată. Istoricii ruși avansează ipoteza că aceștia s-ar fi căsătorit în secret în 1707 și asta pentru a aduce legitimitate domniilor celor două fiice ale lor, Ana și Elisabeta, care vor urca și ele pe tronul Rusiei. Cuplul a avut 12 copii, din care, din păcate, nu au supraviețuit decât cele două, Ana și Elisabeta. Cât de frumoasă era împărăteasa Ecaterina, este o întrebare. După criteriile de frumusețe ale epocii, putea fi considerată frumoasă, deși era o femeie de talie medie, plinuță, cu pieptul proeminent și șolduri voluptoase. Au rămas câteva tablouri ale unor pictori renumiți ai epocii, din care ne privește un chip rotund, cărnos, în care ard doi ochi vii. Obrazul palid și gura mică pare să fi constituit un model de frumusețe pentru acele timpuri. Demnitarii străini care au întâlnit-o spuneau despre ea că avea o inteligență nativă și putea conversa în câteva limbi, dar că se îmbrăca prea colorat și manierele ei erau destul de grosolane. Dar să ne amintim că asta spuneau și despre țarul Rusiei și este evident faptul că distinsa și sofisticata societate de la curtea Franței sau a Imperiului German avea alte reguli decât barbara societate rusă, urmașă avaregilor nordici și a două secole de stăpânire mongolă. În mod oficial, Petru I s-a căsătorit cu Ecaterina în anul 1711 și în 1723 dă un ucaz prin care o încoronează ca împărăteasă a Rusiei, desemnând-o regentă, urmând ca ceremonia să aibă loc în 1724. După decesul lui Petru, la 28 ianuarie 1725, susținută de prințul Menșikov, o parte a noii nobilimi mici promovată în rang și în funcții pe timpul lui Petru cel Mare și regimentul de gardă, Ecaterina este proclamată împărăteasă a toate Rusiile, la 8 februarie 1725. Este prima femeie care conduce Rusia, deși îl are aproape pe Menșikov, care îi stă alături pe parcursul domniei sale, foarte scurte de altfel, întrucât aceasta moare în mai 1727 de tuberculoză. În timpul celor 15 luni, a luat câteva măsuri care au făcut-o foarte populară în rândul societății rusești, și anume, reduce cheltuielile militare care se cătuiau bugetul Rusiei, organizează un Consiliu Suprem privat, format din 6 membri, care avea o putere egală cu cea a succesorului ei, desemnat ca fiind Petru al II-lea. Acesta a fost condus în timpul domniei sale de Menșikov, evident. În general, a menținut linia de progres a societății ruse trasată de Petru cel Mare. A patronat expediția științifică a lui Vitus Bering, un explorator danez aflat în serviciul Imperiului Rus, care va duce la descoperirea strâmtorii ce îi va purta numele în anul 1728. A continuat să aducă din Europa profesori renumiți la Academia de Științe de la Sankt Petersburg, înființată de Petru cel Mare în 1724. Dar Ecaterina moare subit în mai 1727 de tuberculoză, nu înainte de a-l desemna ca succesor pe nepotul lui Petru cel Mare, fiul lui Alexei, Piotr, care avea doar 11 ani. Acesta este încoronat ca țar la 25 februarie 1728 și, având în vedere vârsta fragedă, se afla sub ascultarea deplină a Consiliului Suprem Privat, practic a prințului Menșikov. Domnia lui a fost scurtă,
întrucât în ianuarie 1730 a murit de variolă. În timpul domniei însă a reușit să iasă de sub influența lui Menșicov, iar în septembrie 1727 îl exilează pe acesta în Siberia. În 1728 mută capitala Rusiei și alte instituții importante de la Sankt Petersburg înapoi la Moscova. Vârsta fragedă și influența nefastă a unor nobili ruși care l-au atras într-o viață de desfrâu au aruncat Rusia într-o dezordine foarte mare, în care corupția și furtul sistematizat din bugetul țării deveniseră politică de stat. Odată cu decesul acestuia, spița pe linie masculină a lui Petru cel Mare se stinge. Consiliul Suprem Privat, înființat de Ecaterina, împreună cu familiile nobiliare reprezentative, încheie un pact prin care se unesc să apere interesele clasei nobiliare în fața viitorului țar, care trebuia să țină seama de hotărârile Consiliului, să ceară avizul acestuia în cazul numirilor sau destituirilor și, în general, aceștia hotărăsc ca puterea țarului să fie subordonată hotărârilor luate de Consiliu. Cu aceste cerințe merg la fiicele lui Petru cel Mare, Ana și Elisabeta, cărora li se propune tronul. Cele două refuză să domnească peste Rusia în asemenea condiții. Atunci se îndreaptă spre fiica lui Ivan al V-lea, Ana Ivanovna. Ivan al V-lea era fratele lui Petru cel Mare, cu care acesta domnise între 1682 și 1696. Ana Ivanovna fusese căsătorită cu Frederic Wilhelm, duce de Curland, și după decesul acestuia în 1711 a domnit ca ducesă de Curland până în 1730. Curlandia este un teritoriu în zona Baltică, inclus acum în Letonia, și a avut același traseu istoric ca regiunea livoniană. Consiliul Suprem Regal îi oferă tronul Anei punându-i următoarele condiții: să nu se recăsătorească, să nu desemneze un succesor și să lase conducerea guvernului în seama Consiliului. Aceasta este de acord cu cerințele impuse și în ianuarie 1730 este proclamată împărăteasă a Rusiei. A fost doar o stratagemă. Ana Ivanovna era mai inteligentă decât credeau nobilii din Consiliu și în niciun caz nu ușor de manipulat, așa cum sperau aceștia. La un an de la încoronare, îi convoacă în sala de Consiliu pe nobilii mari care alcătuiau Consiliul Suprem Regal, iar într-o sală alăturată, pe mai mulți nobili de rang mai mic și la momentul oportun, deschide ușile dintre cele două săli și dă în vileag pactul pe care nobilii Consiliului au obligat-o să îl semneze. Întrebându-i și pe nobilii de rang mai mic dacă acest lucru s-a făcut cu acordul tuturor. Nobilii din afara Consiliului nu aveau știință de aceste manevre și și-au exprimat nemulțumirea față de metodele folosite de Consiliu, de hotărârile luate de acesta, astfel că împărăteasa Ana Ivanovna s-a simțit îndreptățită să rupă înțelegerea făcută cu Consiliul și chiar mai mult de atât, s-a îndreptat împotriva familiilor vechi rusești, care conduceau acest Consiliu și controlau în mare parte guvernarea Rusiei. Mulți nobili au ajuns la închisoare sau au fost exilați în Siberia. Ana Ivanovna a domnit 10 ani, până în anul 1740, timp în care aceasta se înconjoară de nobili germani care dețineau funcții de conducere în guvern sau ca și consilieri personali ai împărătesei. Aceasta nu avea încredere în nobilimea rusă și posibil ca un motiv foarte puternic să fi fost și nevoia de a se consulta cu nobilii germani, care aveau o altă viziune față de nobilii ruși cu privire la evoluția societății ruse.
mai ales că împărăteasa continuă politica de modernizare pornită de Petru cel Mare. În 1731 înființează corpul de cadeți la Sankt Petersburg ca o școală militară care pregătea băieții pentru o carieră de ofițeri în armata imperială. Aduce profesori germani care predau la Academia de Științe și introduce ca discipline de studiu teatrul, arhitectura, gravura și jurnalismul. Reînființează biroul secret de investigații pe care l-a folosit pentru a-i pedepsi pe cei care aveau curajul să îi se opună și, în general, pe nobilii sau demnitarii care nu erau de acord cu măsurile dispuse de ea. Abrogă legea de primogenitură stabilită de Petru cel Mare. Îi obligă pe nobili să execute serviciu pentru statul rus începând cu vârsta de 20 de ani, timp de 25 de ani. Pe plan extern, se implică în războiul de succesiune din Polonia. Între 1733-1735, obținând controlul asupra Livoniei și ducatelor Curlandei și Semigaliei, pe care îl va exercita Rusia până în 1917. După războiul din Polonia, urmează cel ruso-turc între 1735-1739, având ca miză teritoriile din nordul Persiei, câștigate de ruși în vremea lui Petru cel Mare și obținerea accesului la Marea Neagră. Și deși pierderile în vieți omenești au fost imense pentru ruși, aceștia nu au reușit să câștige decât portul Azov și să își întărească influența asupra Zaporojiei, un teritoriu ucrainean locuit de cazaci. Stabilește primele contacte cu Imperiul Chinez, care deschide chiar două ambasade în Rusia, una la Moscova și cealaltă la Sankt Petersburg. Ana Ivanovna mută din nou capitala Rusiei de la Moscova la Sankt Petersburg în 1732 și s-a preocupat pentru dezvoltarea orașului prin construcții noi, pentru care a adus în Rusia arhitecți străini, în special italieni. În 1736 se înființează brigăzi de pompieri la Moscova și Sankt Petersburg și în 1740 serviciul de poștă. Am arătat că în timpul domniei sale s-a înconjurat de nobili germani. De altfel, în epocă, mulți principi ruși erau căsătoriți cu principese germane, așa cum și prințesele ruse își căutau nobili germani și ne gândim, desigur, la un punct din testamentul lui Petru cel Mare, despre care am vorbit în videoclipul anterior. Desigur că acest aspect ne mulțumea profund aripa conservatoare a vechii nobilimi ruse, care dorea păstrarea tradițiilor slave și închiderea Rusiei în fața valului de progres care năvălea dinspre Occident. În timpul Anei Ivanovna nu s-a întâmplat acest lucru. Aceasta vine în Rusia însoțită de ducele Ernst Johann von Biron, un nobil german arătos, care a reușit să intre în patul tinerei văduve Ana încă de pe vremea când aceasta conducea ducatul de Curland. Ana vine în Rusia cu iubitul ei Biron, pe care îl copleșește cu daruri, în moșii, palate și funcții, astfel că în timp acesta devine principalul ei consilier și mare șambelan și rămâne chiar regent după decesul împărătesei în 1940. Caracter rapace, corupt și chiar violent, ducele Biron a acaparat treptat puterea și a creat în jurul său o rețea care nu avea alt scop decât să înlăture din jurul cuplului imperial toți nobilii care se opuneau hotărârilor acestuia și să sporească averea imensă a lui, a marelui șambelan. În 1739, Ana reușește, prin cheltuirea unor sume uriașe și amenințări, să îl impună pe Biron duce de Curland, ca în anul 1740, cu câteva zile înainte de decesul acesteia, să cedeze presiunilor lui și să-l numească regent, în timpul minoratului lui Ivan al VI-lea, care avea 2 luni în momentul în care a fost desemnat succesor de împărăteasă.
De altfel, Biron nu a fost singurul om de stat de origine germană care a slujit în Rusia în timpul împărătesei Ana Ivanovna și chiar înainte de aceasta. De exemplu, contele Andrei Ivanovici Ostermann, pe numele său german Heinrich Johann Friedrich Ostermann, care s-a născut în Bochum, o localitate din Renania de Nord-Vestfalia, a lucrat în diplomație în timpul lui Petru cel Mare și a fost ministru de externe între 1734-1740, ajungând chiar vicecancelar al întregii Rusii după moartea împărătesei Ana Ivanovna, între 1740 și 1741. Acesta era adeptul unei apropieri a Rusiei de Austria, în ceea ce privește politica externă, pe care le vedea aliate împotriva Franței. Sfârșește însă prin a fi exilat în Siberia de împărăteasa Elisabeta a Rusiei și moare în 1747. Un alt specialist foarte valoros, de origine germană, care a deținut funcții importante în Imperiul Rus, a fost și contele Burkhard Christoph von Münich, născut într-o familie de nobili ai Sfântului Imperiu Roman al națiunii germane, în 1683, lângă Berna. Ajunge în 1721 în Rusia, ca specialist în inginerie militară. Are o serie de realizări, printre care fortificarea cetății Kronstadt și a cetății Anekröne din Viborg. Construiește canalul Ladoga, care lega râul Neva de râul Svir, care îi aduc funcții și onoruri. În 1727 este numit guvernator al orașului Sankt Petersburg și între 1728-1734 general guvernator al Ingriei, Careliei și Finlandei. Sub domnia împărătesei Ana Ivanovna este președinte al Colegiului de Război Rus și se ocupă de reorganizarea armatei ruse. Înființează regimente de cavalerie cu echipamente grele, cuirasă, sabie și pistol, precum și de cavalerie ușoară, așa numiții husari. Revizuiește tabelul gradelor, introduce regimentele de săpători, ridică 50 de fortificații pe teritoriul Rusiei și înființează școala de ingineri pentru ofițeri. Acesta comandă armata rusă în timpul războiului ruso-turc, cucerește cetatea Hotin, pătrunde în Moldova, Crimeea, asediază Iașul și îi obligă pe boierii moldoveni să semneze anexarea Moldovei. Iată că Rusia a beneficiat de cunoștințele nobililor germani, care în secolul XVIII au contribuit la progresul societății ruse și exemplele ar putea continua. În 1737, von Münich este numit mareșal și încearcă să se implice și în viața politică a Imperiului. Intră însă în conflict cu ducele de Curland, Biron, protejatul împărătesei, pe care îl și arestează în 1740 și Biron va fi expulzat în Siberia, de unde revine însă în timpul împărătesei Elisabeta Petrovna. Era o modă în acele timpuri, ca și mai târziu de altfel, ca înalții demnitari ai Rusiei care nu conveneau capetelor încoronate să fie expulzați în Siberia. Acest lucru s-a întâmplat și cu mareșalul Münich, pe care Elisabeta a Rusiei îl trimite la Pelim în Siberia în 1741, unde a rămas 20 de ani. Dar bătrânul mareșal revine ca director general al porturilor baltice în timpul împărătesei Ecaterina a II-a, care va spune despre acesta următoarele. Dacă Münich nu este unul dintre copiii Rusiei, el este unul dintre părinți. Împărăteasa Ana Ivanovna a rămas în memoria posterității ca o femeie plină de contraste. Din punct de vedere fizic era foarte înaltă, mai înaltă decât mulți dintre bărbații din jurul ei. Avea o constituție solidă, dar bine proporționată și, surprinzător, nu era lipsită de grație. Moștenise însă firea năvalnică și schimbătoare a romanovilor,
Copilăria petrecută în preajma neputinciosului său tată Ivan al V-lea, care suferea de dizabilități fizice și psihice, au lăsat amprente adânci în comportamentul ei, la asta adăugându-se, fără îndoială, moravurile epocii din societatea rusă, care se afla la granița barbariei. Își crease o curte la Sankt Petersburg care impresiona prin opulență, organiza cele mai spectaculoase sărbări și baluri, se înconjurase de oameni de artă, avea cele mai bune trupe de teatru și, la fel ca Petru cel Mare, animale exotice, oameni ciudați, cheltuia sume fabuloase pe bijuterii și îmbrăcăminte, avea cei mai buni cai din Europa și organiza vânători de care se vorbea la toate curțile europene. Deși avea momente în care se retrăgea în singurătate, nu primea pe nimeni, poate doar pe Biron, se plimba nopți întregi prin mărețul palat regal, iar ziua stătea la geamul dormitorului său și împușca păsări, cu o precizie care l-ar fi făcut invidios pe cel mai bun lunetist. În acest timp, țara gemea sub jugul taxelor și impozitelor din ce în ce mai mari. Țărănimea iobagă era aservită în totalitate nobililor. Mica nobilime nu avea acces la funcții și demnități. Statul rus era prizonierul unui grup corupt format din apropiații ai împărătesei, care lucrau doar în folosul propriului interes. Cei care îndrăzneau să se opună sau să critique hotărârile împărătesei sau pe ale ducelui Biron își petreceau restul vieții în Siberia. Asta dacă scăpau cu viață din pedepsele și torturile la care erau supuși. Împărăteasa Ana Ivanovna moare în octombrie 1740 și lasă Rusia oficial pe mâna nepotului său, Ivan al VI-lea, care avea 2 luni, dar practic a ducelui Biron. Asta până într-o zi când, dar despre ce s-a întâmplat ulterior cu Ivan al VI-lea și Rusia vom vorbi data viitoare. Atât pentru astăzi, dragii mei. Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru comentarii și pentru că v-ați abonat la acest canal. Și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă.